Psihologia învierii lui Isus Hristos Învierea lui Isus Hristos este unul dintre cele mai importante evenimente din creștinism și un simbol puternic al speranței și mântuirii pentru milioane de oameni. În acest material voi explora psihologia din spatele credinței în înviere și modul în care această convingere influențează comportamentul și percepția oamenilor. Așadar, să începem. 1. Nevoia de siguranță Credința în înviere poate fi interpretată ca o nevoie umană profundă de siguranță și speranță în fața suferinței și a morții. Concepția creștină despre înviere oferă o soluție la aceste temeri existențiale, oferind speranța unei vieți veșnice și a unei recompense după moarte. Acest lucru poate fi înțeles în contextul teoriei atașamentului, care sugerează că oamenii sunt predispuși să caute relații de atașament pentru a-și satisface nevoia de siguranță și protecție. În acest sens, învierea lui Iisus Hristos reprezintă o ancoră emoțională și spirituală, care susține nevoile psihologice fundamentale ale oamenilor. 2. Mecanisme de apărare psihologică Credința în înviere poate fi de asemenea analizată prin prisma mecanismelor de apărare psihologică. În fața unor evenimente traumatice sau a unor situații dificile, oamenii pot recurge la credințe religioase pentru a-și proteja psihicul de durerea emoțională. În acest context, învierea lui Isus Hristos poate servi drept o modalitate de a evita gândurile legate de moarte și de a menține o stare de bine psihologică. 3. Coeziunea socială și identitatea grupului Învierea lui Iisus Hristos joacă un rol semnificativ în creșterea și consolidarea coeziunii sociale și a identității grupului în cadrul comunităților creștine. Sărbătorirea învierii, prin intermediul ritualurilor și tradițiilor, contribuie la întărirea sentimentului de apartenență și la stabilirea unei identități comune. Astfel, învierea nu doar că reprezintă o credință spirituală, ci și un element cheie în construcția identității sociale și culturale a creștinilor. 4. Comportamentul etic. Credința în învierea lui Isus Hristos poate influența comportamentul etic al oamenilor, promovând altruismul și compasiunea. Perspectiva creștină asupra învierii subliniază iertarea și mântuirea, încurajând astfel practicarea iubirii aproapelui și a acțiunilor etice. În acest sens, credința în înviere poate servi drept fundament moral și o motivație pentru un comportament prosocial. 5. Reziliența psihologică. Credința în învierea lui Isus Hristos poate contribui la dezvoltarea rezilienței psihologice în fața adversităților și a provocărilor vieții. Reziliența se referă la capacitatea de a face față cu succes stresului și a reveni la o stare de echilibru emoțional după ce am întâlnit dificultăți. Învierea în calitate de simbol al speranței și al triumfului asupra suferinței și a morții, poate oferi oamenilor un cadru de referință pentru a înțelege și a depăși obstacolele. 6. Dezvoltarea personală. Credința în învierea lui Isus Hristos poate servi drept catalizator pentru dezvoltarea personală și creșterea spirituală. Prin învățarea valorilor și înțelepciunii transmise de figura lui Isus Hristos și de învierea sa, oamenii pot dobândi o mai mare înțelegere a propriilor lor scopuri și aspirații, precum și a modului în care pot contribui pozitiv la lumea din jurul lor. Această conexiune între credința în înviere și dezvoltarea personală poate stimula introspecția, autoreflexia și cultivarea virtuților, precum empatia, compasiunea și generozitatea. 7. Terapia și consilierea religioasă Înțelegerea psihologiei învierii lui Isus Hristos poate fi utilă și în contextul terapiei și consilierii psihologice în context religios. Pentru persoanele care se confruntă cu probleme emoționale sau existențiale, discutarea credințelor lor în înviere și a modului în care aceasta influențează percepția lor despre sine despre ceilalți și lumea în general poate oferi o cale de a explora și de a aborda aceste probleme într-un mod constructiv și semnificativ. Terapeuții și consilierii care lucrează cu clienți creștini pot utiliza învierea ca un instrument pentru a facilita discuții despre speranță, mântuire și reziliență în fața suferinței și a durerii. În concluzie, psihologia învierii lui Isus Hristos oferă o perspectivă practică asupra modului în care această credință fundamentală din creștinism afectează și modelează experiențele umane. Abordarea învierii dintr-o perspectivă psihologică ne permite să explorăm și să apreciem în profunzime conexiunile dintre spiritualitate, cultură și experiența umană. Prin înțelegerea acestor conexiuni, putem să dezvoltăm o viziune mai complexă și integrală asupra impactului pe care religia și credințele spirituale îl au asupra vieții noastre și asupra societății în ansamblu. Dacă ți s-a părut interesant acest video, te invit să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare, ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing.